Consumatorii gălățeni, atât cei care au montat o centrală termică, dar și cei racordați la sistemul centralizat, sunt revoltați de costurile mult prea mari pe care trebuie să le achită pentru energia termică. Cei care se încălzesc cu centrala termică spun că facturarea pe spațiile comune, adică subsol, casa scării sau țevile care trec prin apartament, li se pare absurdă. Păi acum s-au scumpit, dacă n-am tras gazele am tras în 80, în 96. Plăteați puțin? Și plăteam puțin. Dar acum s-a majorat toate taxele. De asemenea, cei din sistemul centralizat care au montat repartitoare nu înțeleg modalitatea de calculare a facturilor. La două camere am plătit numai căldura 422. Mult. Și cu ce mai fost 650. Și raportat la o pensie de? 56. Eu la facturare ce face? Eu stau la parter. Și sub mine intră prima dată căldura. Dacă te duci în baie, în ciorapi, e cald. 7 milioane a ajuns luna lor. 7 milioane? Da. Nu-i foarte mult? E mult, da. Dar e de mult. Ce credeți? E o pensie, am plătit. O pensie? Fără 1000 de lei, nu, e o milionă. Adică... Eu acum am plătit pe luna decembrie, nu? În ianuarie pe decembrie, aproape 6 milioane. La câte camere? Două camere. Mult. Și două persoane. E mult, așa? Păi nu. Pensia cât e? Pensia e 8 milioane. Cred că e ceva care nimeni nu verifică la facturări și fiecare pune de bordă, vorba aia românească, ca să poată să scoată salarii, să scoată, nu? Atât administratorul APA Term, Adriana Stratulat, cât și comisarii Protecției Consumatorilor spun că au primit nenumărate reclamații pe această temă. În general reclamă modul de calcul al spațiilor comune, al căldurii aferente spațiilor comune, precum și inventarierea, felul în care s-a făcut inventarierea țevilor, coloanelor din condominiu. Plătesc prea mult față de ce au consumat, pentru că indicațiile repartitoarelor sunt estimative, adică nu au o valoare fixă și atunci vin și spun că luna aceasta am consumat mai puține unități și am plătit mai mult decât luna trecută, neînțelegând exact modul de calcul al acestor unități. Da, sunt o serie de reclamații din partea locatarilor care sunt membri în cadrul asociației. Așa cum le răspundem și lor, modul de repartizare în cadrul condominiului nu intră în atribuțiile APA Term. Mai mult, legea prevede că e un conflict de interese. Practic, noi primim aceste sesizări și răspundem în conformitate cu prevederile legii. Repartizarea în cadrul condominiului se face fie de către asociația proprietari, fie de către prestatori. Ei răspund de modul în care gestionează această activitate. Care sunt cazurile și ce reclamă oamenii în general? În general, partea comună, da? Deci e o problemă vis-a-vis de mod de stabilire a contravalorii care e aferentă părții comune, inechități în cadrul condominiului, în general fac comparații, da? De la un bloc la altul. Confuzia gălățenilor cu privire la calcularea facturilor la căldură vine în condițiile în care datoriile celor racordați la sistemul centralizat față de societatea comercială APA Term depășesc 160 de milioane de lei, iar prețul gazului care alimentează centralele termice este în creștere.